România este în doliu. Ultimul prim-secretar al județului Vaslui din perioada regimului comunist, Ioan Pavel, a murit. A încetat din viață la onorabila vârstă de 83 de ani, a decedat la Timișoara, orașul în care a trăit în ultimii ani ai vieții sale. Ioan Pavel a fost unul dintre puținii lideri comuniști care nu s-a implicat în politică sau în afaceri, după căderea regimului comunist. A preferat să-și dedice timpul profesiei sale de inginer. Născut în timpurile agitate ale regimului comunist, Ioan Pavel a condus județul Vaslui din noiembrie 1987 până în decembrie 1989, când Revoluția Română a pus capăt regimului condus de Nicolae Ceaușescu. După 89, el s-a retras de pe scena politică, a plecat din județul Vaslui a doua zi după fuga soților Ceaușescu. S-a întors în orașul natal, Timișoara, cu un aro particular, condus de un om de încredere de la ferma partidului politic. Acolo, a fost directorul ICOM Cerealului, până când compania s-a privatizat. După aceea, a lucrat la o firmă de asigurări. Ajuns la o vârstă înaintată, s-a pensionat. Totuși, oamenii din Vaslui n-au uitat de el cât timp a fost prim-secretar. Rafturile magazinelor erau pline.